Temperaturi în scădere și ploi aproape zilnic în perioada 11-24 aprilie. Instabilitatea atmosferică și valorile termice în scădere vor fi principalele caracteristici meteorologice în următoarele două săptămâni, la nivelul întregii țări, astfel că probabilitatea de apariție a ploilor va fi ridicată aproape în fiecare zi, în special pe 11, 13, 14, 20 și 21 aprilie, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie. În Transilvania, temperaturile diurne vor crește în primele trei zile, în medie de la 14 la 20 de grade, apoi vor scădea cu 3-4 grade, dar în weekend maximele vor reveni la valori mai mari decât cele normale în această perioadă. În a doua săptămână de prognoză, vremea se va răci treptat, astfel că în 23 și 24 aprilie, în orele prânzului se vor înregistra în medie 14 grade. Și tendința regimului termic mediu nocturn este de scădere, de la 8 grade în primele nopți la aproximativ 2 grade Celsius la sfârșitul intervalului. Averse pe arii extinse vor fi și în jurul datelor de 11 și 14 aprilie, când sunt posibile cantități mai importante de apă și din nou după data de 20 aprilie. În restul intervalului, ploile slabe vor fi posibile izolate.